și Jerry se dau un spectacol. Duhul din lampă. Ah, nu! Credeam că am scos deja gunoiul. Sunt niște lucruri de la anticariat. În plus, cei gunoi pentru unul, eu avere pentru altul. Nu vând nimic tare la anticariatul ăsta de care zici? Era un aparat vechi de pinball. Ce n-ai spus așa? Să mergem să-l luăm chiar acum. Acum ce mai vreți de la mine? Wow! E un duh din lampă! Da? Care-i treaba? Hei, șoricei! E prima oară, încântat de cunoștință! Vai de mine, un motan! Vai, ce urăsc pisicile! Nu ați crede ce dorințe aleg să-și pună! Sunt săriți de pe fix, vă spun eu! Nu zici rău! Ia priviți, prieteni! M-ai distrat așa tare de jumătate de mileniu. Deci, asta e viața unui șoricel adevărat, da? Probabil că vă gândiți la niște dorințe. Uitați care e treaba, băieți. Nu vă ratați șansa. Aveți doar 3 dorințe. Trebuie să le alegeți bine. Nu accept să vă răzgândiți. Ce se întâmplă cu tine când rămânem fără dorințe? Mă duc înapoi în lampă. Folosim ultima dorință să te transformăm într-un șoricel adevărat. Atunci vei putea locui cu noi. Ați face asta pentru mine? Atunci să-i dăm drumul. Hei, ce vă doriți, băieți? Oh, știu eu ce. Îmi doresc să... Scuze, băieți. Da, tipic. Asta e! Auleu! Păcat că nu ți-ai dorit să ai mai mult creier, Tomiță! Presupun că primesc 3 dorințe. Bun, să începem cu începutul. Îmi doresc ca Tomiță să fie motan de stradă, iar eu motan de casă. Nu-mi vine să cred. Am mers. Lipsește ceva. Ce viață bună! Duhule, adu-și un culiță aia din frigider, te rog! E o comandă, nu o dorință! Nu-i nimic, domnule Spike! Ne ocupăm noi de motanul ăla rău! Nu-ți face griji! Prieteni, lucrurile nu merg bine deloc! V-am spus că pisicile aduc numai necazuri! De ce nu faci ceva în privința asta?
Nu pot! Acum buce șeful meu! Trebuie să-i luați lampa și să faceți ca lucrurile să revină la normal! Ce putem face? Suntem șoricei! Hei, tante Laura, acum că sunt mai mic, poate fi o ruptă dreaptă, nu? Sunt aici, sunt aici! Prima dorință? Vreau ca domnul Spike să fie mare din nou! De aici mă descurc eu, băieți! Voi ocupați-vă de restul! Locul ăsta trebuie să revină la normal! A doua dorință! Ca totul să fie cum era înainte! Ei, cred că am rezolvat totul! Da, totul a revenit la normal! Bun, târgul nostru mai valabil... Ger, ultima dorință e ca noi trei să fim șoareci de casă, iar motanul rău să fie din nou pe stradă. Viața unui șoricel e cea mai tare, așa-i, băieți? Oric, nu e așa că suntem norocos să-i avem pe micuți? Da, sunt cele mai grozave animale de companie. Mă-ți